Mulțumesc și eu pentru această expunere. Ne-a ținut sufletul acolo. Și mulțumesc pentru că pe scurt, sintetizând, foarte pe scurt, diavolul lucrează din afară, dar găsește loc înăuntru. În foarte scurt, pentru că am multe de zis, așa, care m-ați făcut să mă gândesc, dar nu vreau să influențez încă pe cei care vor să ia cuvântul acum. Și că am deja un... Veniți aici în față, vă rog, toate întrebările vor fi puse de aici din față. Domnul Jecu. Domnul Jecu. Vă rog. Țineți microfonul, vă rog. Deci, practic, nu este o întrebare, ci este o adăugire. Dacă nu spun despre libertate și adevăr. Deci, în primul rând, despre noi, cei care suntem slujitorii bisericii, decât sunt vorba de preoție în părinteță. Așa. Deci, Hristos ne spune foarte clar pentru toți că veți spune și adevăr, adevăr nu vă face liber. Ori oamenii se propun, nu spun de pe trecine, dar știm cu toții, așa diverse forme de adevăr, dar, pentru că noi vrem să fim liberi, vreau să ne liberăm. Este firea noastră să se dori această libertate. Așa. E, noi căutăm libertatea fără însă a dori să-L cunoaștem cu adevărat adevăr. Fără a dori a cunoaște adevărul. Sau mai bine zis, ne este îndepărtată, dacă nu e această tendință de cunoaștere a adevărului. Diverse forme, mă rog. Da. Societatea le știe și nu trebuie să spun. Și a doua chestie, zic eu, de ce chirotomiți? Aproape am amintit cuvintele Părintele Benedict Iuș, care spune că cea mai cumplită persecuție la adresa bisericii este nevrednicia slujitorilor lui. Mulțumesc. Da, și diavolul a spus să veți fi liber să cunoaște binele și rău. Adică am asta de dumneavoastră să ne aduceți aminte. Vă rog, cei care vă doresc să pună sau să facă o completare. Sau să propună. Și a notat foarte mult. Domnul Răzvan Bucuroiu a avut o prezentare excepțională, cred, și aș putea câteva din sintagmele foarte percutate pe care le-am folosit și care sunt extrem de relevante. A vorbit despre sfârșitul lumii noastre, așa cum o știm, despre certitudinile pe care, care au caracterizat lumea noastră așa cum o știam și care sunt azi puse în discuție, puse sub semnul întrebării de către, să spunem, noua ordine în care este propusă, ordine a relativității, a relativismului, nu a relativității, a ordinea incertitudinii, a fluidității, vorbea despre fluidizarea genului, despre libertatea digitală pe care o caut acești fulgi de nea, care sunt generația millennials, vorbea despre, sau punea întrebarea dacă în fața acestor millennials, noi suntem dinozaurii umanității târzii. Sunt întrebări extrem de grave și nu sunt foarte mulți tineri, într-adevăr. Chiar și acum aici, această generație este opacă, mare parte, la ceea ce însemna lumea noastră așa cum o știam. Și, într-adevăr, trebuie găsită în noi moduri de a ajunge până la ei, pentru că ei cresc într-o nouă paradigmă, așa cum a spus. Această paradigmă a unui descreștinat. Nu neapărat atee, pentru că ateul este contra lui Dumnezeu. Ori această paradigmă este una care ignoră pur și simplu, trăiește, cum spunea profesorul Engelhardt, temătorul bioeticii creștine, este o carte pe care o traduc acum, este o lume după Dumnezeu, after God.
Deci nu mai e nimeni, sau ei nu sunt contra lui Dumnezeu, ci după Dumnezeu. O lume post-creștină și, cum tot așa spunea cineva, făcea o glumă, Gianni Vattimo, spunea, Dumnezeu a murit și nici omul nu se simte prea bine. Era o parafrază la o glumă a lui Mark Twain, pentru că într-o lume în care Dumnezeu a murit, a murit cultural pentru societate, nici omul nu mai poate fi ceea ce ar trebui să fie, după chip și asemănare. Deci, o lume post-creștină este o lume post-umană, practic, și data trecută am vorbit despre transumanism și despre post-umanism. Domnul Bucuroi a vorbit despre această ideologizare a lumii astăzi. O ideologizare este cea corectitudine politică, alta este cea post-umanismului. Sunt, așa cum a spus, ideologii de tranziție. Și despre omul care este astăzi, sau tinde să devină, sau riscă să devină, instabil geografic, insensibil metafizic și comorală, schimbată, se produc niște mutații ale morale, niște mutații ale normativului moral, cum am spus. Într-adevăr, deci, tot profesorul Engelhardt vorbea despre statul secular fundamentalist, adică o lume în care, practic, secularismul, secularizarea, atinge un nivel la care ea se impune în mod totalitar. Și această carență metafizică, practic, riscă să transforme lumea, o lume a viitorului, într-o lume amnezică, în raport cu valorile creștine, în raport cu ceea ce era credința noastră. Și, într-adevăr, din păcate, a sfârșit domnul Bucuroiu cu întrebarea aceasta extrem de gravă. Dacă nu avem o răspundere și noi, exista o zicală, un fel de glumă, că mulți oameni ar veni la Hristos, dar se împiedică de creștini. Pentru că, într-adevăr, creștinii primelor veacuri erau atât de atractivi, atât de impresionanți ca model de viață, ca exemplu de viață pe care îl ofereau, încât convingeau. Mai convingem noi astăzi în acest fel? Este o întrebare extrem de gravă pe care a pus-o domnul Bucuroiu și, într-adevăr, o întrebare pe care trebuie să ne opunem cu toții. Cred că acesta este o temă extrem de importantă și, încă o dată, mulțumesc domnului Bucuroiu pentru această prezentare. Extrem de densă și care trebuie reluată și aprofundată. Vorbea despre ADN-ul cultural, fibra psihologică a noastră, a omului de astăzi, care se schimbă, sunt mutații, metaforic vorbind, la nivelul ADN-ului cultural al constituenților noștri, ai gândirii noastre și ai spiritualității noastre. Și, în ce măsură sunt compatibile aceste valori creștine, punea domnul Bucuroiu această întrebare, în ce măsură este Matrix compatibil, filmul Matrix compatibil cu Sfântul Maslow, în ce măsură este compatibilă această mentalitate transumanistă și tehnologizată, 4G, 5G, cu Sfânta Liturghie și cu postul, rugăciunea, cu asceza, cu participarea la viața bisericii. Eu cred că ar trebui să fie compatibile și ar trebui să facem mai mult în acest sens. Data trecută cineva era o doamnă care punea această problemă a generațiilor tinere și, într-adevăr, este o chestiune care cred că trebuie să ne preocupe foarte mult. Cum putem compatibiliza cele două lumi pentru a evita această schizoidie între ele și această prăpastie care riscă să apară între generațiile care am trăit în această lume a certitudinilor și a credinței și, paradoxal, pentru că a fost o lume totuși care a venit din comunism, din comunism ateu și totuși parcă nu a reușit acea perioadă, ceea ce a reușit sau reușește sau riscă să reușească pe viitor această nouă paradigmă post-umană sau secularistă.
Deja cred că pentru dumneavoastră, adică sunt multe persoane pe care aș dori să ia cuvântul și aș vrea să vă scrieți sau se... Andrei deja a mai pus câteva lucruri de discutat. Aș dori poate o întrebare, ca să putem intra într-un dialog și să începem să ajungem mai la adevăr. Mulțumesc, bună seara. Dacă sunt în acest context, mai ce ați spus despre dinozauri, o întrebare puțin concisă. Mai este de actualitate discursul oferit de biserică în acest mileniu, în 2020. Ținând cont că noi, tineri, percep discursul să fie cât mai concentrat, cât mai scurt și ce este rău, știm bine că începe să fixează foarte mult. Oare putem face o reactualizare? Întreb așa ca idee pentru noi tineri. Mai deși alte întrebări, ne notez. Și de multe ori mă gândeam la o, să zic, la o regândire a cei la catehezii bisericii, care merge pe spre tineret. Să fie mult mai profundă și mai relaxată pe acești ani. De multe ori am impresia că e puțin rămas în urmă și nu ține pasul cu tineretul. Asta îmi face mie. Nu știu, așa văd eu, mai sunt la biserici mai mici, bisericile mari au reușit să meargă după tineret. Dar cele mai micuțe încă au discurs puțin ca nu ține pasul. Eu așteptam o întrebare pentru domnul Buroi, dacă a fost pentru noi, încep să mă simt dinozaur. Am început să sufăr de tot felul de lucruri, dar am început să înțeleg ceva în acest timp. Am început să am foarte multă speranță. La noi predicile de la minunatele predici de o oră și 45 de minute, cât durau ultimele 10 predici ale Părintelui Ilarion, la noi predicile au luat la 25 de minute maxim. Încercăm să fim mai conciși. Dar am înțeles că predica fundamentală este cea din biserică, pentru că oamenii care sunt în biserică, una peste alta, cam sunt de acord cu ce spunem noi, sau dacă nu înțeleg bine, zic, vreau să înțeleg data viitoare. Sau poate nici întreabă. Dar predica pe care trebuie să o ținem astăzi este predica de pe stradă. Și am să vă spun un lucru. Eu poate că nu sunt cel mai în măsură să-l spun. Dar o să încerc de acum înainte să fiu mai aproape de acest cuvânt. Prima predică pe care o ține preot este aceea că merge îmbrăcat în seară. A doua predică este felul în care se comportă. Și așa, sau felul în care răspunde, sau face ceva. Până la urmă, creștinii aceștia pe care i-ați pomenit, creștinii vechi, pe care îi vedeți aici și care erau mai mari ai armatei sau cu funcții foarte mari politice, sau aveau în primul rând un comportament care îi făcea pe ceilalți să-i respecte. Când aflau că sunt creștini, ne puneau ceilalți. Pentru că ei aveau niște o idee preconcepută. Deci, predica noastră, în biserică, într-adevăr, trebuie să fie mai scurt, iar catecheza trebuie să fie lungă. Catecheza trebuie să fie lungă și trebuie să existe și să fie o catecheză cu întrebări și răspunsuri, pentru că și preotul are nevoie să știe cum gândesc ceilalți, ca să poată să răspundă la întrebare sau să fie surprins și să-și dea seama că nu știe tot ce trebuie.
De aceea, de acum înainte, cei care vizează catecheză, să puneți mai multe întrebări. Asta pentru că a fost pentru mine, dacă vreți să răspundeți ceva. Da, părinte. Dacă vedeți, întrebarea este foarte bună și m-am gândit și eu adresa la ea. Ce fel de discurs ar trebui să folosim sau cum ar trebui să arate acest discurs? E unul care din asta trăiesc, din cuvânt, eu asta fac, asta e meseria mea, plămădesc cuvintele, în fine, le dau formă și le dau expresie, glasă, mă rog, pun în scris. Dar până la urmă am ajuns să umplem văzduhul cu vorbe, așa cum spuneau Sfinții Părinți din Pustiul Schetic. Este un iarmaroc de vorbe, de cuvinte. Este aproape un concert cacofonic, dacă pot să spun așa. Prea multe cuvinte. Eu cred că ar trebui să vorbim mai puțin, fiecare din noi, și să vorbim mai concentrat, dar în primul rând să trecem la fapte. Cred că asta este ce spune unul care scrie, care operează în mod predilect cu această materie, cu această energie care înseamnă cuvântul. Cuvântul are o energie teribilă, într-adevăr, dar cred că acum este vremea să trecem la faptul. Toată lumea vorbește, toți vorbesc într-una și eu fac exact același lucru acum. Cred că trebuie să ajungem la acea înțelepciune în care să ne manifestăm credința și seducția ei prin fapte, prin a sta între oameni și a fi cu adevărat la o lată cu ei în Hristos. Atunci Hristos arată și El într-un mod misterios, încerc să-L simți prin persoana celălalt, prin prezența directă, în mijlocie. Știți? Deci eu, așa, mai puțin cu vinte, spun eu însumi asta. Ați vrut să vă mulțumesc. Veniți aici. Unde stare? Da. Ce? Mă rog, trebuie să ne comportăm noi, cei creștini care suntem înconjurați de anticreștini, să spunem, la serviciu și nu numai la serviciu, și în alte medii. Cum ar fi trăiri ar trebui să avem sau cum am putea să-i convingem? Pentru că de multe ori suntem la țin de râdere. Cel care este credincios este luat cu serviciu, cum să spunem. Îmi spunea părintele Efrem de la Tremen, prietenul meu, că noi cei buni și pe cei răi tot îi vedem, dar ei nu sunt așa. Și cum am putea să ne comportăm? Poate că o să vă amuze ceea ce vă spun acum, dar într-una din zile, la maturitate și am făcut un exercițiu poate părea bizar, părea straniu. M-am gândit că aș putea fi Dumnezeu și aș începe să împart dreptatea după cum mi se pare mie. Nu trecea nimeni de sus. Dacă, spre exemplu, la cârma întregul univers ar fi o minte de om și o inimă de om, acest univers ar dezintegra în secunda lui. Faptul că Dumnezeu este Cel care ține lumea asta și ne ține pe noi pe fiecare parte și pe toți la o altă, asta arată ceva foarte important. Faptul că Dumnezeu vede în fiecare și chiar există, o parte foarte bună care oricând poate să iasă la lumină. Nu sunt defetist, nu ca o să pun Batista câța la cum să spunem. Este comportamentul sau atitudinea omului să nu ne înoște. Dar nu se poate, în fiecare om trebuie să existe acel și sunt convins că este câte lume este creația lui Dumnezeu. Creștin, necreștin, nu contează asta. Viața însăși este o mare taină. Această taină are în spate energia lui Dumnezeu. De aceea zic, hai să găsim în fiecare ceea ce poate fi pus și ceea ce poate fi accesat. Trebuie să găsim cardul de acces. Trebuie să existe pentru fiecare persoană acea iarbă așa. Fiecare suflet se deschide cumva. Nu cred că există un suflet pecetuit în rău, ferecat rău, cu armură, cu manta răului absolut. Răul absolut este numai în luna Duhului. Între oameni cred că lucrurile sunt puțin altfel. Răbdarea ar trebui să avem și puțin tact. Când nu se poate, am dat-o spatele și am plecat. Dar să nu judecăm atât de asupra. Așa că,
Eu un singur lucru vreau să spun. Cred că e important să puneți întrebări cât mai multe, pentru că vă spun din experiența mea de orator, acolo unde oamenii spun două, trei întrebări, sufletul tău se strânge oarecum. Poate că știți că am fost cu părintele Valerian Grecu la mai multe conferințe, și în Basarabia, și în Spania, și în Spania a fost primit foarte, foarte multă dragoste. Chiar nu mi-a zis, părinte, v-aș da 15 ani în viața mea, sau 10, nu mai știu, dar parcă 15. Și și-a scos un ceas scump de la mână și l-a dat părintelui, tocmai ca să arate că și-ar pune sufletul pe tavă pentru el. Ori cred că în ziua de astăzi, în care mass media ne calcă în picioare, ne dezvață să comunicăm. Ne-am învățat să stăm pe Facebook, pe rețele de socializare și nu mai știm să discutăm, nu mai știm să întrebăm. Așa că, pe de o parte, seara de astăzi este o încercare pentru cel care vorbește, dar este o mare încercare și pentru fiecare dintre voi. Pentru că dacă nu știm să mai punem întrebări, înseamnă că am murit. Dacă am venit ca la un film, am venit degeaba. Așa că ăsta e singurul lucru pe care cred că pot să vi-l spun. În timp ce ascultam conferința, mă gândeam, ar merita publicată, pentru că n-am găsit aproape nimic de ortosit, să zic așa. Deci, v-am aruncat mingea la fileu, întrebați. Vă mulțumesc. Eu știu că păstrați-vă ceasurile, să vă rog. Eu știu că este dificil. V-am pus oarecum o dificultate, pentru că după ultimele întâlniri pe care le-am avut, majoritatea întrebărilor au fost orale. Dacă vă este de folos, eu am trimis acum un părinte de diacon, nu vă aduce hârtiuțe. Și facem așa cum se făcea pe vremuri, cu întrebări scrise și atunci poate că veți avea mai mult curaj. Chiar este foarte necesar să discutăm. Asta este un grup de dialog. Aici nu veniți ca să prindeți trei idei, așa cum ar zice, dacă e o singură nelămurire sau o singură, un singur lucru, să zicem, din toate acestea care, pe care doriți să-l înțelegeți mai bine, trebuie neapărat să o faceți. Acum o să dau cuvântul. În primul rând, doamne, domnule, mă bucur să vă avem lângă noi. Vă citesc cu mare drag și în ziarul Lumina și de multe ori în lumea credinței. Ca să fiu sincer până la capăt, deja am crescut de tensiunea și ultima parte a cuvântării. Ați dat un rever, așa că Halep și ați pus punctul pe ei. Noi am mai avut discuții în biserică, nu numai în cadrul conferințelor. Și tot timpul, apropo de strămoșii noștri de la Adam și Eva, tot timpul suntem tentați să spunem nu eu, celălalt. Inclusiv conferința de astăzi, și foarte bine ați punctat, și foarte bine și foarte mult ați punctat, niște factori externi care ne afectează. Eu odată am spus aici că, domnule, rolul dracului ăsta este să ne intră în ispită, să ne zăpăcești, mai poate important, exact cum spunea și părintele, are loc în noi. Ce facem noi? Asta a fost întrebarea care ați spus-o. Părerea mea, din câte cunosc eu așa gama salarii, ca să spun, nu știu mai prozaic, așa, biserici, pornind de la noi, nevrednici, mireni și credincioși, până sus la mitropolit, ce am sesizat până acum, cam tot ce avem mobil. Nu o să vă bag niciodată să-l critic pe patriar, nu mitropolit, scuzați, chiar la patriar am auzit. Sunt probleme și nu știu ce face patriarhul sau nu pot să mă bag sau chiar dacă aș ști, nu sunt vrednic să mă atrag atenția, totuși simt ceva. Întrebarea este, sau ar fi adresată dumneavoastră, care am văzut, aveți interviuri cu fețe bisericești, înalte și mai departe, ați sesizat acest lucru? Sunt conștientizate aceste aspecte care influențează viața creștină? Asta e o întrebare și ca să nu mai cer, aș vrea să dau și un răspuns. Doamne, ce trebuie să facem noi? Noi suntem urmași apostolilor. Am mai spus odată. Noi suntem la rândul nostru puși să propovăduim cuvântul Domnului. Cum? Și ce trebuie să facem în societate? Să fim cei mai buni. Adică ceea ce faceți în biserică sau ceea ce facem. Când am crești, nu arăt cu degetul lui, dar și arăt cu degetul primul către mine. Ceea ce facem în biserică, să aplicăm în viața de zi cu zi. Ori suntem cei mai buni profesioniști, ori cei mai respectați, ori cei mai modești. Deci
Modestia nu implică nici profesionalism, dacă nu poți, nu ești pregătit, măcar modest să fii. Nu știu dacă cineva aici, eu îi dau salariul meu, ultimul salariu care l-am avut acum în pensie, dacă cineva spune, doamne, mie mi-a dat cineva o primă odată și am dat-o înapoi, pentru că m-am simțit că mi-a dat-o degeaba. Nu muncisem așa de mult în vremea aia când am primit prima. Eu, dacă aveți de dat. Bun. Ați câștigat. Așa. Eu cunosc pe cineva care de câte ori vorbește despre Dumnezeu, niciodată nu este contrazis, niciodată nu este tulburat, nu este întrerupt și nu-i luat la mișto. Deci cheia asta este foarte simplă. În momentul când te faci respectat și iubit printre frați, frații de zi cu zi, atunci, cum zic eu, vine lumea și se înclină la tine și zice, într-adevăr, dumneata ești creștin. Aminte nu se explică atitudinea asta. Deci acest spirit al creștinismului la noi a... El n-a zice că a dispărut. Că văd bisericile și spuneați data trecută, fac așa un pelerinaj din două în două duminici, bisericile sunt foarte pline. Greu să mai găsești un loc la Sfânta Liturghie de Duminică. Deci, pe mine nu mă dezamăgește acest lucru. Mă am o problemă cu calitatea vieții creștine. Dar asta, ia, ține de fiecare și de puterea credinței fiecare. Deci, revin pentru teva noastră, de la toate nivelurile în jos, cred că ar trebui să facem mai mult. Sesizez acum și a sesizat și dumneavoastră, nu neapărat o paralelă, o antiteză între catolicii, care tot creștini sunt, dar față de... și aia mă regă prea fericitul. Nu am văzut niciodată râzând. Așteptat răspuns. Da. Ați adus câteva chestiuni foarte sensibile și foarte reale, din păcate. Convingerea mea este aceasta, că preoții, în general, nu se iau serios atât cât ar trebui. Dacă ei ar înțelege, și asta dacă s-ar vedea pe lucrarea propriilor vieți, că sunt pe linie directă, directă, fără ocolișuri, fără bolute, fără neandre. Hai, sunt urmași și au aceeași putere pe care au avut-o Hristos însuși când a fost pe Pământ, apoi apostolilor, ca har. Li s-a dat toată puterea, li s-a dat toată puterea în cer și pe Pământ. Adică, scuzați-mă, dacă preoții ar înțelege asta și dacă s-ar comporta ca atare, adică mult mai curajos, mult mai asumat și aproape nepământean, dacă îmi permiteți. Acest lucru cere o doză mare de curaj, aproape o inconștiență în Hristos. Poate nu putem să te arunci în hăul ăsta înfricoșător la lucrul care este Dumnezeu, voința lui. Trebuie să-ți părăsești propria voință cumva și să te lași purtat de acest flux, care este prezența lui Dumnezeu în viața fiecare. Iar preoții sunt cei mai, cum să vă spun, cei mai bine conectați, așa trebuie să fie, la acest flux. Sunt cei mai transparenți ca viață și ca lucrare. Dacă s-ar lăsa penetrați, dacă ar deveni și mai transparenți, mai diafani, față de halul dumnezeesc și față de ceea ce ni se cere de la ei, atunci ar fi bine, pentru că și noi, credincioșii de mânt, am prinde puțin mai mult curaj. Preoțimente, dacă se duc pe rugăciunea aia, cele mai puternice, cele mai profunde, poți face minuni reale, de astea mâine. S-ar schimba țara asta în totul radical. Ascultați-vă ce vă spun, am toată vedere și toată credințarea. Oamenii își fac treaba, și-o fac, în mod evident, suntem aici, ne-au adunat aici, suntem aici, mergem la fiecare slujbă, spovedinea protejită, protezând de comună. Dar se poate face mai mult. Am toată familia care se poate face mai mult. Curaj, părinte. Eu vreau să spun că am văzut de foarte multe lucruri aici, părinte. Doar că nu sunt drept de camere. Și asta o politică. Acum, dacă nu m-am gândit la treaba asta, că parcă prea fericit nu râde, dar nici Hristos nu mi-a aducat multe să fiu zurodan. Dacă nu scrie nevoie. Dar, admirând foarte mult prezentarea domnului Bucuroiu, mă desolidarizez de dânsul în câteva puncte. Nu din prezentare, ci din expunerea ulterioară. E adevărat că lumea noastră este plină de cuvinte, suntem bântuiți de cuvinte, în primul rând
această bântuire de cuvinte și de cele mai multe ori rele, nu proaste în sensul bun al cuvântului de simplu, ci de-a dreptul rele, diabolice, zicnitoare și așa mai departe, vine din partea presei, a mass media, în general, pentru ca să vă câștigați. Și eu am lucrat tot în presă, am lucrat în Radio România, așa că cunosc meseria asta foarte bine și știu cum se scrie ca să-ți câștigi un public, un anumit segment de public. Nu ne putem referi la un public foarte larg. Fiecare luptă acum pe câte un segment foarte limitat. Nu, cuvintele nu sunt multe, sunt rele, stricate, deteriorate, mai ales în limba română, unde îngrășăm să cred că am oarecare experiență, unde au fost și sunt batjocorite din diverse părți, din diverse motive. Unul dintre ele, esențial, fiind și distrugerea limbii române în esența ei și, în special, distrugerea limbii duhovnicești române în special. Ne aducem aminte, nu, și dumneavoastră știți foarte bine, părintele de asemenea și cei de aici prezenți, nu cred că Sfântul Ioan Gură de Aur avea limite în predică și nu cred că plictisea. Nu cred că Vasile cel Mare avea limite în predică, nu cred că părintele Galerie avea limite în predică. Nu cred că mulți preoți și buni predicatori, bineînțeles că nu fac conferințe, nu au limită cei care vor vorbesc la televiziune, nu au limită cei care scriu în reviste. Asta da. Iar în ceea ce privește ce spunea domnul mai înainte, că ar trebui, și am înțeles, dacă am înțeles greșit, să mă corectați, că ar trebui adecvat cumva serviciul religios, asta să nu e posibil. Discursul. La slujbă, că am mai auzit propunerea asta, că să se scurteze, curteze Sfânta Evanghelie, lucru care este... Nu mai apucați să răspundeți dacă zicea așa, ce vă răspundeam? Da. Și ce spunea domnul că nu mai există, nu mai sunt așa de mulți preoți, ba da, eu contrazic și de data aceasta. Cunosc foarte mulți preoți plini de har și dumneavoastră cred că îi cunoașteți mai bine, că aveți contacte, cum să spun, mai directe și mai multe decât am eu, dar sunt preoți ieromonahi, călugări, monahi și chiar ierarhi care sunt de-a dreptul oamenii lui Dumnezeu, adică care și-au dedicat viața și puterea slujirii și chiar au har. Iar dacă harul nu se vede de la prima vedere, dar se poate trăi, aduceți-vă aminte de da, mă rog, nu vreau să dau nume de preoți acum care sunt așa mai bine, dar chiar sunt care te ridică de pe scaun. Da. Înțeleg foarte bine ce spuneți și, într-adevăr, ați adus în discuție o chestiune foarte sensibilă, acea sfințenie de lângă noi. Așa cum vă vedeți o alcătuire modestă de lut, cu ochii aceștia am privit în ochi sfinți. Am văzut cum arată cerul lui Dumnezeu prin ochii acelor oameni. Am cunoscut sfinți. Pot să spun acest lucru cu mâna pe lume și să-l mărturisesc oricând. Și nu e o metaforă, nu e o figură de stil. Am cunoscut, am văzut, am ușinat, am adormecat sfinți. Sfințenia sub toate aspectele, vă rog să mă credeți că este altceva decât ceea ce trăim noi și decât suntem noi obișnuiți. Intri în altă rezonanță, nu știu cum să vă spun, se activează alte lucruri și simți, fără să poți să spui de ce și cum, simți că te afli în prezența lui Sfânt. Este evident. Este o atmosferă cerească în jurul, în halul acelei persoane. Cu ochii aceștia mei am văzut aceste persoane, am dat mâna cu astfel de oameni. Sunt nepământești aproape. Și asta vreau să mă gândesc, că și eu sunt zianistă de 30 de ani în meseria asta și nu mă, să zic așa, nu mă emoționez sau nu mă, nu știu cum să vă spun, atât de ușor. Nu mă impresionez atât de ușor. Așa că există sfinți între noi. Iar faptul că, sigur că da, unii dintre colegii noștri din presă fac rating
necuvincioși și nevenit pe chestiunea acestea sensibilă, asta nu ne face, nu ne face onoare. Pe de cealaltă parte, umplând prin foarte multe redacții în presa centrală din România, am fost în cele mai importante și interesante redacții. Pe unde chiar l-am condus pe smerina mea, până la urmă. Pot să vă spun că oamenii sunt mai puțin ticăloși, cei care lucrează în presă. Aș putea spune chiar un lucru, mulți sunt inocenți, sunt însă ignoranți, au o ignoranță evidentă. Nu sunt de rea credință, cei mai mulți nu sunt de rea credință. Sunt ignoranți și insensibili la, la această informație metafizică, duhovnicească. Ceva îi ține pe loc. Și atunci, dându-se seama că se poate face ritm ușor, pe o temă facină, își fac acest curaj. Este curajul celui care bea pe un pahar. Nu până pe un pahar, ai dat un ușor. Până ce se bea așa, constant. Ăsta e fenomenal. Dacă stai față de față de vorbă cu ei, se rușinează. Vreau să mă vedeți. Sunt oameni ca și noi. Par niște fiare de zărbite, dar nu vrei chiar așa. Cineva trebuie să-i terapeutizeze. Însă. Cineva trebuie să stai de vorbă cu ei și să vadă în ei acea încălzire umană pe care o au oameni fi. Chiar dacă fac foarte mult rău. Sunt oameni. Vreți să vorbiți? Nu, și nu mă teamă de problema asta. Da, da. Nu poate ca cineva înainte. Vreau să completez ce spune frate. Între anii 2008 și 2010 am încercat cu Academia Română. Au fost toți proprietari de televiziuni din România. Absolut toți. Okay. Și s-a spus, fraților, haideți să punem cultură, piese de teatru, concerte, în primul rând din România, din țara noastră și universal. Toți au spus că ce spuneți dumneavoastră. Nu facem ritm. Ba nu. Iertați-mă, sunteți proști. Peste o săptămână, două, și țața Floarea și nu știu cine, care înainte se uita la toate telenovelele, nu se va uita. Va sta o săptămână, două, după care se va uita la o piesă de teatru, la un concert și veți avea același rating. Nu a înțeles nimeni. Personal, cred că ce a spus fratele, este, ar fi pe bază, lupta este noastră în tranșe. Să venim lângă părinte și noi, da, evident că vom fi luați drept nebuni, nu știu, cu grijă, trebuie să luăm tineretul, primul rând, care este la pământ. În ultimii ani m-am implicat în școala profesională, știe părintele, vă spun, suntem dezastru. Lupta este noastră. O să vă dau și la secundă, dar deja să pună câteva lucruri aici. Și ar vrea să punctez doar atât. Tineretul nu este vrăjmașul nostru sau antagonic. Este victima. Este victima, poate chiar a noastră. Da, este poate victima chiar a noastră. Și aici trebuie să fim noi pregătiți. Adică trebuie să începem o luptă pentru ei. Adică pentru, nu ca să câștigăm noi, ci ca să câștige ei. Pentru ei, cu totul, scopul sunt ei. Și în lupta asta, eu nu mă tem așa, știți de ce nu mă tem atât de mult, să zicem, de viitor? Pentru că în ultima vreme am avut atât de multe situații de următorul gen, pe care îl voi expune, încât m-am lămurit mai bine în ceea ce privește sufletul omului, decât eram lămurit până acum. Foarte mulți oameni, când se termină, când văd că promisiunile tinereții sunt minciună. Sunt doar lucruri goale. Atunci, reflectează.
își pun întrebări. Și poate că, și dacă nu au intrat niciodată în biserică, tot intră odată. Dacă e acolo un preot, 80%, 90% din treabă e făcută deja. E făcută deja, pentru că diavolul, oricât ar minți, minciuna lui se termină. La un moment. Ceea ce cred eu acum, cu mare tărie, cred, este că minciuna de astăzi este atât de mare și de gogonată, încât oamenii nu vor mai trebui să ajungă la 40 de ani ca să-și aducă aminte de Dumnezeu. Tinerii care sunt mințiți astăzi la 16 ani, la 25 de ani, cred că o să intre în biserică. Pentru că vor vedea că nu se poate. Nu poți să-i minți la nesfârșit. Știți, acum cum să mă ierte Dumnezeu și Dumnezeu să-i ajute cu frații din Australia de orice credință și neam ori fi. Pentru tot ce au pățit. Dar ați văzut cum au spus că tot mergând după ecologie și netăind copaci, au făcut pădurile mai periculoase decât erau înainte. Adică tot mergând după capul lor, după capul omului, cum a spus fratele Bucuroiu, în câteva zeci de ani și-au făcut rău. Adică îți dai seama că la un moment dat tot ceea ce socotești tu, tot ce calculezi, tot ce pui cap la cap și crezi că va merge și că va crește și că va deveni o societate cu nu știu ce calități extraordinare, toate lucrurile astea se înțepenesc. Ce facem acum? Acum ar trebui să ne rugăm pentru China. Și pentru lumea asta. Asta ar trebui să facem. Pentru că asta arată, cum să vă spun, o singură nenorocire din asta poate să vină. Gândiți-vă că sărmanii aia au făcut greșeala ca în marea majoritate să părăsească orașul. Vă dați seama ce înseamnă asta? Doar 5 milioane sunt sub control. Atât. Restul milioanelor din localitatea aia au plecat. Cât sunt bolnavi, nu se știe. Au plecat de frică. Ce se poate întâmpla? Adică cum poți controla lucrul ăsta? Când i-ați văzut cum mureau pe stradă oamenii. Nu mai e vorba să te duci să stai la spital 3 săptămâni. Te duci, te ia, ești mai slab de îngeri și cazi pe stradă în câteva ore. Cum credeți dumneavoastră? Adică, ce este această lume? Ce poate construi această lume? Nimic. Tot ceea ce credem noi construim, orașe ecologice, orașe nu mai știu de care, construim, ce să vă, să meargă telefoanele singure până se oprește bateria și noi o să fim morți. Deci atâta poate duce lumea asta. Lumea asta poate pieri de azi pe mâine. De azi pe mâine. Și vă arată acest lucru. Un continent întreg este aproape distrus. Nu? Australia, în momentul ăsta. O țară, cea mai mare țară din lume, este sub un pericol pe care încearcă să ne mușamalizeze. Nu e așa de grav cum a fost cu nu știu ce. Este mult mai grav. Deci noi trebuie să fim... Noi nu știm ceasurile pe care le mai avem de trăit. Deci ce avem de făcut? Să fim împărăția lui Dumnezeu. Am fost acum la o parohie în Milano și cu ajutorul Dumnezeu, pentru că am plecat de Sfântul Grigore de Nazian, am zis, nu sunt la slujbă, să citesc din Sfântul Grigore de Nazian. Și vă spun sincer, spre rușinea mea, n-am mai citit o carte întreagă de câțiva ani, adică citesc bucăți din cărți, cât îmi e nevoie și merg mai departe. Am citit o carte întreagă dus întors. Și atât de mult m-am hrănit din Sfântul Grigore de Nazian, cum nu mi s-a mai întâmplat din vremea studenției. Unirea, comuniunea între oameni, stă în identitatea idealului. Cuvânt scris către Sfântul Vasile. Deci noi suntem aici, avem un ideal împreună? Îl avem pe Hristos ca ideal? Atunci suntem una. Deci omul adevărat este măsurat în bucurie și
și demn în suferință. O spune unul care a suferit, cum nu, nici nu știți majoritatea, pentru că în istoria, când vi se va vorbi de Sfântul, de Sfinții Trei Erari, nu vi se va spune tot ce a pățit Sfântul Grigore de Nazian. Dar faptul acesta, noi suntem totuși aici pentru rugăciune, în primul rând, și pentru a face ca inimile noastre, ăsta e un alt nou înțeles pentru acest grup, un înțeles care este în sămânța lui, grup în slujirea cu iubirea adevărului, dar este un nou înțeles pe care vi-l spun, adică noi să lucrăm înțelegând care este pericolul, înțelegând care este situația, ce se întâmplă în jurul nostru, să iubim pe aceia care nu sunt cu noi, nu au același ideal cu noi. Iar iubirea, cum zicea Părintele Galeriu, este să dai ceea ce ai tu mai bun. Ce ne-a dat nouă Dumnezeu? Spuneți dumneavoastră. Ia să vedem. Ne-a dat chipul Lui. S-a dat pe sine, cum s-ar spune. Adică tot ce e El a dat omului. Eu ce pot să vă dau dumneavoastră? Nu pot să vă dau nimic, că sunt păcătos. De-aia trebuie să mă sfințesc ca să pot să-ți dau și ție, frate, sfințenie. De-aia trebuie să iau eu Duhul ca să pot să-l dau și matare. Asta trebuie să gândească fiecare om. Domnule, eu trebuie să mă fac purtător vas al Duhului Sfânt ca să pot să-l dau fratele meu de lângă mine. Înțelegând prin astfel de întâlniri ce îl doare pe fratele meu. Ce îl doare? Supertehnologizarea, superconsumerismul, toate celelalte pe care le-am dorit, fluidizarea de gen și toate celelalte, fluiditatea asta în toate aspectele vieții. Păi omul ăla nu vrea să se așeze, chiar vrea toată viața să stea așa. Nu vrea să se așeze și el în ceva sigur, să pună piciorul pe ceva, pe o piatră. Trebuie doar să stea așa pe norișori. Nu poate. Niciun om nu poate să trăiască așa. Mă iertați, mai era un cuvânt pe care să spun. Vă rog. Da, în primul rând vreau să spun că am vizitat înainte de a lua cuvântul, pentru că mi se pare normal că dacă am venit aici să ascultăm pe Răzvan, mai mult de pe noi. Noi ne putem asculta oricând, cu altă ocazie, dar importantă să ascultăm pe noi. Și cred că... De ce am luat cuvântul? Pentru că... Cred că există o tensiune între ceea ce Răzvan vrea să transmită ca mesaj și modul multora de a gândi. De a gândi potrivit unor reflexe, zic eu, destul de adâncă rădăcinate. Cred eu că mesajul lui Răzvan Bucurău din această seară este un mesaj de speranță, un mesaj de credință, un mesaj de optimism. Mesajul lui este continuarea textului pe care îl scrie lumea credinței. Nimic special în acest moment. Și cred că toate aceste texte au ceva în comun. De fapt, Bucurău vrea să vadă lumea așa cum este și ce are creștin lumea care ne conjoară. Este, dacă vreți, sigur, la un alt nivel, mult mai profan, ceea ce încercam să facă Miceliade. Să vadă în fiecare obiect, în fiecare eveniment, în fiecare manifestare, o prezență în sală. Asta încerca să facă Răzvan. Probabil dacă într-adevăr provocările pe care noi ne confruntăm, fie că e vorba de tehnică, fie că e vorba de boli, fie că e vorba de catastrofe naturale și mai departe, unde se vede amprenta creștină și cum ar putea noi să acționăm în aceste circunstanțe. Mesajul lui este unul foarte simplu. Nu trăim într-o epocă în care să ne confruntăm cu cu poveri mai grele decât cele cu care se confruntau creștinii în primele secole. Nu trebuie să dezvoltăm acest sentiment de minoritate
care este asuprit. Nu este adevărat. Suntem încă, slavă Domnului, în majoritate. Dacă, într-adevăr, sunt cei care, așa cum s-a spus aici, și pe dreptate, sunt exemplu și eu vă pota, la care, să spunem, încearcă să asuprească creștinii, să-i elimine din cetate. Eu vă spun că acestea sunt cazuri care sunt izolate și care se pot trata. Ei nu sunt majoritatea, noi suntem majoritatea. Dar cum facem uz, și aici cred eu că e sensul întrebării mai profunde a Răzvan, cum facem uz pe deplin de faptul că încă mai avem acest privilegiu? Cum transformăm acest privilegiu pentru semenii noștri? Ce facem concret? Și aici, vedeți, noi cred că trăim într-o lume care nu mai este ce a fost odată, da? Nu mai este lumea Bizanțului, nu mai este lumea în care biserica are un cuvânt de spus în tot ceea ce privește viața publică, dar nu suntem încă nici în situația în care n-am mai avea nimic de spus. Suntem undeva intermediari. Și ce facem în această situație? Cred că trebuie să observăm foarte atent și cred că asta este. Așa am început, așa am înțeles și eu cu ofiția de zonă. Trebuie să observăm foarte atent ce se întâmplă în jurul nostru, da? Și care sunt semnele solidarității creștine. Citeam recent o carte despre secularizare și o chestiune care mă preocupă și științific. Și am vrut să spunem, dacă ne uităm la întrebările care se pun în diverse mele, ce vedem? Într-adevăr, în Europa, lumea care ne înconjoară, să zicem, numărul celor care e la biserică este mai redus, dar totuși s-a păstrat ceva. S-a păstrat o cultură a solidarității care vine din profunzimea creștinismului. Cum ducem noi mai departe această lecție a solidarității? Care noi o punem sub semnul creștinismului, alții o pun sub un alt semn. Dar toți recunoaștem că avem nevoie de această de cultură. Astea sunt provocările lumii în care trăim. Vorbeam de Australia, da? De incendii, de epidemii și așa mai departe. Toate sunt consecințele faptelor noastre. Tot ce s-a întâmplat în urmă perioadă este generat de om. Generat de omul care nu înțelege că, de fapt, resursele sunt finite, care vrea să fie un demiurg și care ar vrea să transforme natura, nu după timpul 6 milioane de ani, ci după timpul 6 milioane de ani. Asta cred că ar trebui să fie interpretarea care să ne dea cheia de lectură a ceea ce se întâmplă în prezent și cum ar trebui să acționăm. Cum ar trebui să acționăm față de semenii noștri? Cum putem fi solidari? Iată o întrebare care eu pun în permanență, în care îmi dau seama că noi creștinii avem un răspuns. Trebuie doar să-l arătăm lumii pentru a fi recunoscuți în lume. Pentru că dacă noi nu-l arătăm, vom fi acuzați, așa cum spuneam, că vrem să transformăm lumea nu după chipul și așa lui Dumnezeu, ci după chipul nostru. Mulțumesc! Mulțumesc, domnului profesor Dariu Carpi, prietenul juriști, un prieten, totdeauna la rândul de poziția de domnului profesor, sunt clare și limpezi. Domnul Mutelu, mai în față. Înțeleg că putem lua în serios faptul că suntem împreună ca să discutăm, să ne ajutăm să înțelegem acții. De aceea, ce spunea domnul Radu Carp, legat de faptul că suntem majoritari, este un punct de vedere. Există și alte puncte de vedere și întâmplător am la mine un text care ne vorbește de idei reprezentate de Părintele Ieromonar Filarion, dat la Mănăstire Zorul Tămădurii cu Luceaș, în județul Constanța, o conferință ținută la începutul 1 decembrie anul trecut. Să vedeți cum
cum înțelege părintele această problemă a majorității noastre ca și creștini. Părintele spune și fac acest lucru ca să vedem că pot fi păreri diferite asupra același subiect și le putem discuta. Nu de dracu polemici, ci de a conștientiza faptul că sunt mai multe raportări la unul și același subiect. Vreau să spun poate multe că ceea ce ne spune Părintele Ilarion nu confirmă ce spune domnul Carp și nu s-a citat în societul cu putem să extragem un lucru de folos. Dar să mă întorc la ce spune Părintele. Zice că am spus-o și o mai repet, ce o citesc acum, citesc din cuvintele Dumnezeu. Noi nu suntem un popor creștin. România nu mai este o țară creștină. Creștinii sunt minoritatea în România. Gândiți-vă că în biserică, într-o zi de duminică, în toate bisericile din România, probabil că sunt undeva la 1,5 milioane, 2. Adică undeva la circa 5-10% din populația țării. Probabil că pe lângă aceștia ar mai fi 50% dintre cei care vin din când în când la biserică. Și explic această situație, faptul că suntem minoritari și noi suntem o țară creștină, prin faptul că suntem un popor care ne-am îndepărtat de Dumnezeu. Ne-am trebuit la imora. Deci de gândit am. Asta am vrut să spun doar că sunt păreri și păreri în legătură cu acest lucru. Depinde cum te situezi și cum să știi existența unor puncte de vedere. De cred că este o prilej de reflexie și de folos în înțelegere. M-aș întoarce la cuvintele domnului Bucuroi de la sfârșit, că spuneați așa am presupus eu. Poate surparea ordinii creștine a început cu noi înșine, prin rutinizare. Mă gândesc că, adică nu am încredere, nu mă regăsesc în această idee că a început cu noi înșine. Cât în mai curând, noi suntem captivi, suntem complici acestei surpări. Prin faptul că, fie că nu conștientizăm cum trebuie realitatea unui demers secular de surpare acestor ordini, fie prin faptul că suntem parte a acestui proces, prin viața, prin momentele de zi cu zi, în care suntem atrași de această textură subtilă de schimbare a ordinii lumești și, în particular, a celei creștine. Și atunci, cred că nu responsabilitatea faptului că suntem începătorii acestei surpări, ci mai curând cea a faptului că suntem complici, mai mult sau mai puțin conștienți. Și poate că, gândind în acești termeni, am simțit și mai aproape calea în care să nu mai fim captivi, să nu mai fim complici. Adică o introspecție în noi înșine, în interiorul bisericii, ca membri ai bisericii. Cam această idee am vrut să vă pun spre reflexie. Dacă putem vorbi de faptul că suntem începătorii sau victimele acestui proces secular deliberat, organizat, ca cum este organizat chiar la nivelurile statale, multinaționale. Mulțumesc foarte mult pentru întrebare. Și am reușit, dacă îmi permite să răstăsc acest paradox, se manifestă sigur cu stomul. Suntem în victimă când călău, planul conștiinței, bineînțeles, și planul abordării noastre personale, dar și comunitare. Când suntem de partea celui agresat, când suntem cei agresați. Pe deci, altă parte, se creează o relație bizară între aceste două feluri de a fi. Ce este interesant de
spus aici, ați avut o polemică indirectă cu domnul Carpie, admirabil cu profesori universitari care sunt fie analitice și precise, vorbesc despre chestiuni importante, cum ar fi sociologia faptului religios. Eu aș vrea să vă dezamăgesc și pe dumneavoastră, domnule Munteanu, și pe dumneavoastră, domnule Carp. Nu suntem nici majoritari, nu suntem nici minoritari, pentru că suntem așa cum ne simțim. Câteodată mă simt majoritari și mă simt confortabil în ceea ce care judecă de partea asta masivă, numerică, este adevărul. Câteodată mă simt minoritari, mă simt jenat, mă simt incapabil să fac ceva, să acționez într-un fel al meu în fața unei ospități, unei masivități sau unei opinii care este următoarea în ceea ce cred. Până oară, dacă merg în peinașul Bapuna de Sfântă Mărie, mă simt majoritar, țara mea, sunt într-o vibrație comună cu ce se întâmplă acolo. 10.000 de oameni îi cântă mai și Românii. Pare că toată România fermată cumva în această salvătie cu Mariani. Pe de altă parte, dacă te duci la programele de Paști, spre exemplu, de la televiziune, o lume așa, bizară, vulgară, ceva imund, la periferia moralității sau poate dincolo de ea, mă simt minoritar. Adică, știți, bun, am avut și referendumul pentru familie, da? Eram convins că, deși a fost forțată realitatea, deși n-au împins într-o fundătură, era clar, era o capcană cumva, asta pentru profesor Carp chiar a intuit o zi de la mine, mi-a și expus situația. E bine, eu eram convins că totuși se va întâmpla ceva și că masiv majoritatea asta despre care vorbim și bunul simț la ancestral, ontologic, nu era nicio filozofie, nici întrebare, nici nimic. Era o chestie simplă. Dacă te cheamă biserica să spui ceva, te duci. Nu mai filosofezi pe tema asta, tot fi cu părții. Bine, nu s-a întâmplat acest lucru. Nu s-a întâmplat acest lucru și m-am simțit, dar minoritar, moral, în propria mea țară. M-am simțit foarte prost, m-am simțit foarte rău. Da, suntem când minoritari, când majoritari, ca stare de spirit și ca abordare, și personală, și comunitară. Iar ceea ce privește faptul că suntem parte a acestei surpări, n-a început cu noi, este evident. Surpărea ordinii creștine a început de mult. De când s-a constituit într-o ordine creștină, de când s-a oficializat, să zic așa, într-un fel sau altul, această situație. Noi suntem însă piese active prin ineficiență, cred. Și favorizăm de foarte multe ori infractorul din el. Lăsăm să se ducă pe lângă noi lucruri pe care putem să le oprim, cu un gest, cu un cuvânt, cu puțin tact, cu puțină bunăvoință, cu puțin curaj. Dom'le, dar pentru ce? Stai să ne mai gândim, nu dea drumul la chestia asta, hai să mai vedem dacă e bine să facem asta sau nu. Lăsăm totul la piață, delegăm altora în permanență, vorbesc acum de propria mea viață, deci nu vorbim o faptă în rechizitorii, vorbim despre propria mea viață, vorbesc din experiență. De multe ori am închis-o, lăsați să mă rog, asta e, cine sunt eu ca să mă pun curmeze și istoria curge masiv, așa cum asta vine. Da, deci suntem și complici, suntem și victimele acestei sădători, dar suntem și complici de multe ori prin neparticipare, prin implicare. Așa cred. Sigur, nu ați venit aici ca să ascultați păreri pe calea de mijloc. Oamenii vor încerca să-și consolideze propriul crez, propriul lor principii, propriile lucruri în care pot să le consolideze. Un discurs care merge pe calea de mijloc, un discurs care nu ajută nimănui de multe ori. Sau așa pare. Dar mi-am dat să mă atrez deci de că totuși calea părătească și cea mai dificilă este calea de mijloc. În clipa în care te jură și stânga și dreapta, înseamnă că ești pe drumul cel bun. Și de la capul părtești de lui Hristos. În Australia, doar ca o paranteză, am înțeles că foarte recent s-a aprobat în Parlament o lege care permite avortul până în ultima zi de sarcină. Deci exista undeva o interpretare că acest lucru odios, această crimă, deci un avort permis până în luna noua, sigur că moral vorbind este un lucru abominabil. Nu neapărat acum
această cauză a incendiilor, dar undeva sunt lucruri care au altă coerență. Tindem să devenim din ce în ce mai mult sau mai puțin majoritar sau minoritar și ca tendință, cred că este o tendință totuși către minoritar. Adică, privind din anii 90, când era o anumită emulație și comparând cu ce este astăzi, și ca tendință, cred că tendința este în jos. Și, în sfârșit, aș da cuvântul Iuliei, fosta secretară a Comitetului Galeriu, care este, zic eu, atmosfera să ne vorbească puțin despre ce este relația profesorului de religie și al profesorului în general cu copiii de astăzi
și cum își percepe acești copii, pentru că ei sunt practic viitoarea generație, și cum percepe starea lor, deschiderea lor sau mai puțină lor deschidere față de ora de religie și față de această temă în general. Mai întâi, dacă, nu, mai întâi, dacă domnul Carpa are de răspuns, nu, vreau să spun un lucru, pentru că foarte bine înțeles ce vreau să spun cu majoritatea și minoritatea. Noi am creat, deci e mare paradox și aici am surprins o esență foarte bună. Noi am creat, noi creștini, am creat posibilitatea ca minoritarii să se poată exprima liber. Am văzut ulterior, și aici un efect foarte frumos, am văzut ulterior că minoritarii au câștig de cauză în multe cauze și vrem să le promutăm limbajul lor specific. Și vrem să devenim minoritari pentru că vedem că rețetă de succes. În realitate însă, minoritarul niciodată nu poate deveni majoritar decât pe termen foarte lung. A promuta armele minoritarului înseamnă a ne autoprovoca răni. Răni care se vindecă foarte greu. Repet, e foarte ușor în ziua de astăzi, în lumea contemporană, să fii minoritar, pentru că automat ți se conferă un respect, ți se conferă o marită de civilitate, ți se dau mai multe drepturi. Dar am promutat noi cei ca minoritari din partea creștinilor care suntem majoritari în momentul de față. Ca să vă dau un simplu exemplu și ca să nu polimorjez o discuție, Doamne Ferește, uitați-vă cât sunteți aici. Credeți că o conferință pe teme, nu știu, hai dacă tot s-a iscat discuția pe teme, în favoarea avortului, să zicem, nu știu, zic și eu, ar fi adunat într-o seară de luni atâtea persoane? Eu vă spun sincer că nu cred. Și de aceea suntem în majoritate chiar împotriva faptului că noi credem că nu suntem. Doar o singură rugăminte a dumneavoastră. Vă rog să pregătiți o conferință pe Zoom. Pentru că altfel nu putem termina discuția. Vă rog, domnule. Da. Inițial, v-am dat să spuneți doința voastră de a pune mai multe întrebări, n-am văzut să absolut nimic, dar totuși, de dragul dialogului, am să vin oarecum în apărarea lui Andrei și consider că, datorită temei, e nevoie să înțelegem precis vremurile pe care le trăim. Și am să fac referire exact la situația din Australia, atât de date foarte precise, pentru că lucrurile pe care le-a spus Andrei nu sunt niște păreri, nu sunt niște bazaconii, sunt niște realități foarte dure și dacă vreți să vorbim despre surparea ordinii creștine, trebuie să fim foarte atenți de unde ne informăm. Pentru că una din problemele reale cu care se confruntă creștinii zilelor noastre este că unii citesc anumite site-uri, alții citesc alte site-uri, se bat cap în cap și spun cum stau lucrurile. Un exemplu elementar fiind și această mică polemică pe tema avortului, situația avortului în Australia, unde în luna august anul trecut s-a dat o lege pe care arhiepiscopul catolic a considerat-o cea mai proastă lege adoptată în New South Wales în timpurile moderne. Reprezintă o abdicare atât de dramatică a responsabilității pentru a proteja membrii cei mai vulnerabili ai comunității noastre. De ce? Pentru că acolo sponsorul principal al legii pro-avort a spus după terminarea votului: avortul a fost dezincriminat în New York, în New South Wales, îmi pare rău că a durat atât de mult. Ei ce voiau? Ascultați-mă. Au fost propuneri de vânzare a părților corpului copilului avortat. Deci până acolo s-a mers cu votul. A fost o politică dură, extremă și creștinii au reușit să oprească doar atât vânzarea de părți ale copilului avortat. Dar s-a acceptat avortul până în 22 de săptămâni și până o zi înainte de naștere cu acordul a doi medici. Ori situația este foarte, foarte dură. Și acolo e clar că se lovește puternic în prunc, se lovește puternic în familie și în valorile creștine. Legat de cuvântul părintelui Ilarion Dan, unii poate nu știu, a fost unul dintre cei mai apropiați ucenicii părintele Asenie Papacioc și a preluat de la părintele Asenie Papacioc o viziune foarte realistă asupra vremurilor în care trăim.
Părintele Arsenie Papacioc spunea într-un cuvânt, și când suntem singuri, sau în altă variantă, și când sunt singuri, suntem prea mulți. De ce? Pentru că e Dumnezeu cu mine sau cu noi și biruim. Dar problema aceasta, dacă suntem minoritari, majoritari sau dacă suntem la mijloc, nu este o problemă de percepție personală, percepție subiectivă, aproape obiectivă, să zicem. Ținând conferințe în majoritatea centrului universitare, ținând predici într-o grămadă de parohii din toată țara, m-a interesat să întreb pe preoții de la asociațiile studențești, pe preoții parohi, câți oameni vin la biserică. De ce? Pentru că după ce spusesem în câteva conferințe, citisem o statistică că în România doar 7% din credincioși, doar 7% dintre români vin duminica la Sfânta Liturghie și am fost contrazis de cineva, am început să întreb pe preoți, cât e sat, câți oameni are sat, atâta, cât vin la biserică. Și, într-adevăr, sunt sate în care, datorită preoților rectitori, vin mulți oameni la biserică, dar așa, în medie, statisticile sunt obiective. În București, de exemplu, vă spunea un antevorbitor că bisericile sunt pline. Depinde de bisericile la care mergeți. Am alt prieten care, având studii filozofice, profesor de filozofie, s-a dus din biserică în biserică pur și simplu să vadă că de pline sunt bisericile din București. Și sunt biserici în care de-abia e loc, dar sunt și multe biserici în care e mult spațiu în biserică. Dacă ar veni toți bucureștenii, nu, dacă toate bisericile din București ar fi pline, o altă statistică zicea că 7 sau 10% din București ar încăpea în ele. Or, nu sunt toate pline. E important să vedem, deci, dacă suntem mai minoritari sau majoritari, nu trebuie să avem o atitudine de panică, de tensiune, ce face, cum face, dar nici o atitudine victorioasă, pentru că, într-adevăr, e foarte frumos ce se întâmplă la Putna, de praznici, de praznicii Domnului, dar e foarte important și că în jurul Putnei o grămadă de sate sunt sectante. E foarte trist că în Suceava numărul sectanților e foarte mare. Eu am vorbit legat de statistici și cu asta vreau să închei ca să mergem cuvântul. Am vorbit chiar cu șeful unui județ, șeful de statistică într-unul din județele din țara noastră, Paninova, și îmi spunea. Deci ar trebui să modific datele, pentru că cu anul urmă să ne putem modifica legea statisticile la NSC, pentru că dacă aș fi dat cifrele reale ale ortodoxilor din județul nostru, ne-aș fi făcut de râs. Pe mine m-a șocat poziția asta, eu cred că trebuie să știm foarte precis cât suntem în biserică și cât vreau să luptăm pentru adevărurile pe care le propovădește biserica. Mai întâi să întâlnim la intervenție. Dacă ați adus cuvântul. Ideea, până la urmă, era așa cum multe lucruri există, dar s-a concentrat discursul pe această, discuția pe această temă. Eu simt, inclusiv la noi în biserică, la noi în această parohie, la nivelul parohiei, că este nevoie, în continuare, de conștientizarea valorilor creștine, de asumarea lor în viața de zi cu zi. Adică, inclusiv la nivelul celor care sunt numiți practicanți, cei 5%, să zicem, din București, care umplu bisericile, aproape pline, e nevoie de conștientizarea valorilor creștine, de asumarea lor, de trăirea lor. Altfel, așa eu când fac statistica de mers cu icoana, să știți că îmi răspunde cam o treime din parohie. Dar nu vin o treime din parohie la biserică. Adică oamenii se mulțumesc pe un palier foarte lejer, așa. Sunt undeva unde credința se rezumă la am primit preot, mi-a sfințit casa, mă duc la comunie, la botez și la mormântare, dar nu știu despre ce este vorba acolo. Și catehezele despre care vorbeam sunt cele care ar acoperi, să zicem, din punct de vedere al cuvântului, al informației, această lipsă. Doar că nu pot să o adresez celor care nu sunt în biserică. Creștinismul nostru nu este nici de cum, ca, așa cum am văzut, marșul pentru viață de la Washington.
Nu seamănă. Adică noi cu Marșul pentru Viață din București suntem câți erau cei de pe, nici câți erau pe trotuar. Sau la Paris. Deci, cum să spun, valorile creștine, într-adevăr, au foarte mulți apărători, dar nu știu ce se întâmplă în România. Și de asta aș avea nevoie de conferințe ținute de sociologi. Ca să ne explice ce se întâmplă, să înțelegem și noi de ce oamenii nu vin. Noi o să încercăm, deci și dacă Părintele Galileu, acum să vă spun cea mai grea problemă legată de Părintele Galileu. Părintele Galileu șerfise viața aici. Cunosc încă oameni care îmi spun, l-am cunoscut pe Părintele Galileu, dar dacă întreb despre viața lor, nu, nu a fost nici o schimbare în viața lor, ci e doar o insignă. L-am cunoscut pe Părintele Galileu. Deci iată că și jertfelnicia deosebită a unui preot poate să fie nebăgat în seamă. Și e destul de greu, vă spun sincer așa, pentru mine, eu sunt foarte bucuros. Probabil că prestigiul dumneavoastră a adus aici atâta lume. Dar mi este foarte greu câteodată să știți să când văd că se lovesc cuvintele ca de lemn, de zid. S-a întâmplat asta Hristos? S-a întâmplat, dar întotdeauna. Deci asta este o dată, sunt date mai să nu cădem vorba. Da. Nu cădem într-o deznădejde, niciun caz. Cuvântul trebuie să fie și primit. Pământul e de mai multe feluri, primește sau nu primește sămânță. Important însă este ca noi care suntem aici să avem din această seară acest câștig. Sunt foarte multe teme acolo cu adevărul și libertatea, cred că nu mai despre acela dacă puteam discuta, dar e bine că s-a ajuns și aici, la această asumare a noastră, a discursului. Nu câți oameni sunt astăzi în biserică, ci câți au fost acum 20 de ani și câte biserici erau acum 20 de ani. Sau acum 30 de ani. Deci trebuie să privim tot optimist, tot în sensul ăsta. Deci eu privesc optimist, fără discuție, privesc optimist într-un sens, în sensul în care știu că Hristos poate ridica și din aceste pietre urmașii lui Avram. Adică din inimile noastre. Adică știu că dacă lucrezi undeva, dacă tu te sfințești pe tine, fiecare se sfințește pe el, ceva iese. Nu se poate să nu fie. Dacă tu te apropii de un om, solidaritatea acolo, cred că erau mai multe teme. Solidaritatea inclusiv aceea în care iei cu un om de jos și îl ridici. Cred că aia e prima solidaritate. În care reușești să faci o... Noi nu suntem americani, e clar, nu suntem. Americanii se solidarizează organizat așa. Noi solidari să fiu cu cel care are nevoie. Cu cel care are nevoie, orice ar fi la... Orice ar fi. Să-i fiu acolo, să-i pot dărui ceea ce are nevoie, indiferent de orientarea lui ideologică sau alte lucruri, să știu că dacă ai nevoie de pâine, poftim pâine. Te-ai lovit, te duc la spital. Te înjură unul, sar în ajutorul tău. Vrea să te fure, vrea să nu știu ce. Undeva o solidaritate din aceasta în care să te poți jertfi pentru celălalt. Cum făcea bunicul că pleca cu pantofii și venea fără. Numai pălărie n-a dat. A vrut unul să-i ia și nu i-a dat. Pentru că nu vrea de sărăcie, o vrea de fapt. Așa. Vă dau cuvântul pentru încheiere. Da.